Astriștii se pot declara fericiți. Dacă alți fotbaliști din prima ligă vor avea meci chiar în prima zi de Paște, ei vor fi alături de cei dragi, cu care vor petrece sărbătorile pascale, așa cum a hotărât Tibi Selimeș. După înfruntarea din această seară cu Rapidul, jucătorii Astrei vor rămâne în cantonament la refacere, iar de sâmbătă dimineața au liber să petreacă cu familiile. Și principalul astrist va profita de cele două zile de relaxare. Va merge la casa natală în Brașov pentru a sărbători Paștele alături de mama sa. M-am zis sărbănuță și cu cozonac. Să mai pun câteva chele. Acolo unde? La Târgu Secuiesc, din păcate nu ajung. Deci la mama, atenție. La maică mea, dar nu, din păcate nu ajung acasă la familia, la copii. Asta e. Albnegrii revin la echipă din prima zi a săptămânii viitoare și o vor face în forță, deoarece intră direct în cantonament, pentru că miercuri vor disputa un nou meci de campionat.